Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, invitații mei din această seară sunt domnul dr. Adrian Zoican, candidatul PNL la primăria municipiului Buzău, iar domnul Cătălin Avramescu s-a declarat un susținător al echipei domnului dr. Zoican. Domnule doctor, o să continuăm discuția noastră. Aș vrea să ne mai vorbiți despre, am înțeles, nu neapărat proiecte, pentru că înțeleg că toată campania dumneavoastră s-a construit pas cu pas, ați descoperit care sunt problemele și de aici vin și proiectele dumneavoastră. Care sunt categoriile de oameni către care vă veți îndrepta în momentul în care veți ajunge la primăria municipiului Buzău? Sunt oameni împărțiți pe categorii, vă veți îndrepta pe categorii de oameni, pe problemele Buzăului, pe ce linie veți merge? Din punctul meu de vedere, toți cetățenii au drepturi și obligații egale. Sunt câteva excepții aici, categoriile care beneficiază de protecție socială, dar nu ei sunt majoritari. Deci, practic, cetățenii Buzăului sunt egali în drepturi și trebuie gândit orice măsură și orice proiect care trebuie început și dezvoltat, trebuie să aibă ca finalitate beneficiul cetățenilor, tuturor cetățenilor. Dar nu trebuie uitat și cei care au probleme speciale, adică montarea de rampe, amenajarea trotuarelor la intersecție, astfel încât, deci covoare speciale pentru nevăzători, pentru cei cu deficite locomotorii, pentru semnal sonor la semafor, astfel încât să știe când se poate să traverseze strada și tot așa mai departe. Dar revin, principalele probleme și principalele proiecte vor fi orientate pentru rezolvare problemelor acestor principale, care sunt infrastructura, traficul, încălzirea. Lăsăm mai la urmă, dar nu pe ultimul plan, protecția socială și așa mai departe. Pentru că dezvoltând infrastructura, putem să dezvoltăm mai departe economia orașului, vor crește direct sau indirect încasările la primărie și atunci vom avea alte resurse financiare, nu vom mai fi nevoie să ne împrumutăm și tot așa mai departe. Deci atragerea de fonduri europene și fonduri guvernamentale, care să constituie coloana vertebrală a acestor substratul acestor dezvoltări, acestor proiecte. Nu trebuie uitați de asemenea și trebuie să stea liniștiți angajații primăriei, cei care în momentul ăsta își desfășoară activitatea pentru interesul cetățeanului. Noi nu vom da afară pe nimeni, din contră, vom face tot ce e posibil ca să putem să mai angajăm, să aducem angajați noi și competenți care să îi ajute în desfășurarea activității. Poliția locală nu trebuie uitată, pentru că deși le vom da toate drepturile pe care le prevede legea, pentru că așa este normal și așa este firesc, ei trebuie să-și facă datoria, să-și îndeplinească până la urmă în datorile din fișa postului și noi trebuie să fim cinstiți față de ei, să le recunoaștem riscul și pentru că au totuși niște riscuri ale activității, nimeni nu își dorește. Deci noi vrem să avem un oraș sigur. Și nu putem să avem decât cu polițiști bine antrenați și bine plătiți și bine echipați. Dar nu putem să avem un conflict noi ca administrator cu proprii angajați etern. Adică nu putem să stăm să ne luptăm cu sindicatele și să vă dați seama cum să simte angajatul primăriei care lucrează în anumite condiții și care știe că merită mai mult și că are dreptul să aibă mai mult și el cum își mai face el datoria. Eu cred că nu și-o mai face așa cum trebuie, nu o să mai fie suficient de atent, vigilent și nici dedicat. Trebuie oamenii, trebuie recompensați din contră, deci trebuie recompensați și făcuți astfel încât să dea 110 randament, să își facă din meseria lor să aibă un hobby, da? Să fie dedicați și să vină cu propuneri de îmbunătățire a activității. N-ajunge să venim la serviciu, să plecăm de la serviciu, dar nici nu avem nimic împotriva oamenilor care își îndeplinesc datorii din fișa postului și la ora 3 sau 4 când se termină programul să plece acasă. Dar oamenii care vor petrece mai mult timp în slujba comunității, care își vor da interesul în dezvoltarea activității și vor găsi, deci toți factorii de performanță vor fi îndepliniți, vor fi recompensați, pentru că așa e normal să fie.
Uitați, în poștă am fost și nu se găsesc acolo, deci este plan medical, chiar e o mare problemă acolo, trebuie puse toate bazele dezvoltării unui centru medical și de ce nu au unei stații de ambulanță, pentru că oamenii din zona aceea nu au o farmacie, eu știu, la îndemână, nu au un cabinet medical unde să adreseze în caz de urgență, trebuie să așteptăm, bine, noroc că suntem în oraș și ambulanța nu poate face că 10-15 minute, dar în condiții în care viața câteodată se măsoară în secunde și în minute, nu putem să... Deci noi trebuie să lucrăm în primul rând la infrastructură. Deci infrastructura va pune bazele dezvoltării comunității ulterioare. Domnule Avramescu, acestea fiind spuse și ascultând ideile și proiectele domnului dr. Adrian Zoican, cum credeți că ar arăta Buzăul peste 4 ani în condițiile în care domnul doctor ar câștiga mandatul de primar în acest an? Eu cred că vor fi multe schimbări în bine, dar când vorbesc de schimbări, trebuie să fac o scurtă paranteză. Pentru că noi aici, nu doar în Buzău, dar în toată România, ne-am învățat că atunci când politicienii vor să facă o schimbare, întotdeauna să taie în carne vie și de multe ori fără anestezie, ca să folosesc un termen medical. Eu cred că schimbările trebuie să realizate astfel încât buzoienii să nu aibă de suferit. Și acest lucru este posibil. Se pot reforma anumite sectoare, se pot construi noi facilități, noi mecanisme prin care să funcționeze în acest oraș, dar fără ca buzoienii să fie practic puși la corți, să fie obligați să accepte o realitate pe care nu o doresc. Cred că acest lucru este foarte important și consider că trebuie să învățăm lecția aceasta. Reformele se pot face fără ca buzoienii să aibă de suferit. Și, dacă ne uităm în trecut, polițiștii locali au fost ținta unor astfel de schimbări care s-au dovedit până la urmă a fi nefaste, comercianții și multe alte categorii. Acest lucru eu consider că trebuie practic să înceteze. Cred că schimbările se pot face în binele oamenilor și nu contra oamenilor. Domnule Zoican, n-am abordat în această seară subiectul care sunt convinsă că vă preocupă foarte mult. Dumneavoastră sunteți totuși doctor de formare. Vreau să-mi spuneți foarte pe scurt dacă dumneavoastră considerați că ar fi necesar un spital municipal la Buzău. Răspunsul cred că l-au toți candidații. Da, este necesar. Și noi, în cazul în care administrația liberală va prelua frâiele comunității, noi vom face demersuri pentru dezvoltarea unui astfel de spital. Problema se pune când? Pentru că în momentul ăsta de pandemie, numărul de prezentări la spital a scăzut un pic și spitalul județean încearcă să țină cât de cât în frâu, dar vă dați seama că nu e suficient. Și apoi spitalul județean nu are toate specialitățile necesare unui oraș modern. Deci ar trebui să se întâmple ceva și în domeniul ăsta. Și un spital municipal ar fi binevenit, un spital cu multe secții care nu există la Buzău, cu specialiști care nu există în momentul ăsta și pentru care foarte mulți buzoieni pleacă la București. Deci haideți să recunoaștem că București e la 100 și ceva de kilometri și mulți preferă să ducă acolo și fac programări în privat, plătesc foarte mulți bani, deci Buzău pierde foarte mulți bani. De ce? Pentru că noi nu avem acele specialități. Plus că activitatea medicală din spitalul județean este dată peste cap tocmai de lipsa acestor specialități, cum ar fi neurochirurgia, cardiologie intervențională, radiologie intervențională, da, chirurgie toracică, sunt foarte multe specialități de care un oraș modern are nevoie și nici n-ai cum să trăiești într-un oraș care nu poate să-ți ofere, mulți pleacă din cauza asta. Pe de o parte,
medicii nu vin când au condiții, pe partea cealaltă cetățenii și medicii pleacă pentru că nu există specialitate, deci ei poate au această specialitate și vor să vină la Buzău. Spre exemplu, am intrat în dialog cu niște medici neurochirurgi pentru că eterna noastră problemă este faptul că pacienții de neurochirurgie trebuie să trimiși la București pentru că acolo avem neurochirurgi. Și dacă am fi avut condiții, adică o sală de operații dotată corespunzător cu specialiști care pot face intervenții în domeniul ăsta, ar fi foarte bine și nu e imposibil pentru că Buzău a avut un neurochirurg care acum activează la și care a vrut să stea la Buzău, dar din cauza faptului că soția avea acea specialitate cu soția celui care era directorul direcției sanitare după acea vreme, a fost nevoit să plece, pentru că nu i s-a oferit condiții, adică el dormea într-o rezervă în spital, deci nu s-a găsit, cât e orașul ăsta de mare, nu s-a găsit un apartament sau o garsonieră să poată să stea și el acolo. Nu a putut să-și aducă familia, deci el avea un traseu foarte alambicat în weekend sau la două săptămâni, trebuia să ducă, să-și reunească familia, soția lucra în alt oraș, copiii erau în alt oraș și tot așa mai departe. Și noi trebuie să învățăm din istoricul ăsta nefericit și să creăm condițiile, deci în momentul în care vin medicii să le acordăm toate condițiile pentru a se dezvolta. Deci el intra mâna a doua neurochirurg, să intre mâna a doua în sala de operație cu un chirurg. Deci el trebuia să opereze pacienții care sunt de neurochirurgie și trebuia să asigurăm condiții, un microscop și tot așa mai departe. A început melodia, e timpul să spunem mesajul. Exact. Dragi buzoieni, pe 27 septembrie vă așteptăm la secția de votare, vă așteptăm pe toți, vă așteptăm. Sunt convins că dacă veți veni cât mai mulți, Buzăul și administrația Buzăului se va schimba în bine, pentru că cei care vă vor reprezenta acolo vor răspunde direct în fața dumneavoastră pentru votul acordat. Dacă nu acum, peste 4 ani sigur vor răspunde în fața dumneavoastră și sigur vor fi amendați cei care vor face greșeli. Partidul Național Liberal vă asigură că administrația liberală va aduce la bun sfârșit proiectele sau cel puțin vor începe cât mai multe proiecte bazate pe fonduri europene, fonduri guvernamentale și de ce nu să recunoaștem că suntem tineri, suntem puternici, vrem și știm cum să facem administrație. Vă așteptăm la vot. Sunt convins că pe 27 septembrie Buzău, sau după 27 septembrie, în urma votului dumneavoastră, Buzău va avea o altă administrație. Vă mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc foarte mult. Poate și domnul Cătălin vrea să zică ceva. Invitația mea, vă rog repede. Foarte da. Pe scurt. Este foarte important să veniți la vot, indiferent cu cine votați, și cred că acest vot trebuie să fie unul al unității în interiorul familiilor, pensionari, tineri, bătrâni, nepoți, copii și așa mai departe. Trebuie să fim uniți în fața celor care vor să ne dezbine. Vă mulțumesc foarte, foarte mult și mult succes în continuare. Încă să mai rămână. Sunt două zile. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Ne revedem mâine seară. Toate cele bune, seară minunată. Vă doresc, la revedere!